Bine ați venit, dragi prieteni, în unul dintre cele mai frumoase orașe de pe pământ, pentru noi, orașul Telenești. Așezat în inima Codrilor, pe malul drept al râului Ciolucul Mic, la 93 km de Chișinău, Telenești este una din cele mai vechi localități din Moldova. Istoria orașului, de-a lungul timpurilor, este furtunoasă. Vremurile liniștite erau de scurtă durată, iar dezvoltarea sa a cunoscut urcușuri și coborâșuri. Astăzi vrem să vă prezentăm un oraș modern, dar care păstrează amintirea sfântă a timpurilor de mult trecute în an. Orașul are o populație de peste 8500 persoane. Așezat în inima Codrilor, este orașul cu un aer dumnezeiesc. Nu te mai saturi să-l inspiri, iar aceasta îți dă senzația de libertate și de sănătate. Așa spunea Spiridon Vanghelie în vizita sa la Telenești. Așa o spun turiștii străini care vin la noi. Cele patru parcuri vin să îmbogățească oxigenul și atragă în inima lor atât tineri cât și oameni în etate. Oamenii din Telenești sunt oameni cu credință și dragoste de Dumnezeu, chiar dacă împărtășesc confesiuni religioase diferite. Patru biserici ortodoxe, Biserica Adormirii Maicii Domnului, Biserica Sfântului Ilie, Biserica Sfântului Dumitru, Biserica Lipovenească, a dat prilej băștinașilor să se întâlnească de patru ori la hramurile lăcașilor sfinte. Libertatea religiilor în Telenești se exprimă și prin activitatea Bisericii Adventiste, Baptiste, Evangheliste. Fiecare palmă de pământ a orașului este bântuită de istorie. Până astăzi s-a păstrat conacul boierului Teodosiu. Groapa comună a evreilor masacrați în timpul Holocaustului de la Telenești din anul 1941 rămâne să ne atenționeze și astăzi, unde poate să ajungă ambiția și ura între națiuni. Rămășițile luptătorilor în operația Iași-Chișinău din timpul războiului II mondial sunt îngropate pe teritoriul memorialului eroilor. Ca un popor care iubește arta frumosului, centrul orașului este sfințit de bustul marelui poet Mihai Eminescu. Adunăm fărâmă cu fărâmă istoria locală în Muzeul de Istorie și Etnografie a Raionului. Colecția căruia este o contribuție a cetățenilor cu suflet mare. Ne mândrim cu infrastructura de educație și cultură din oraș, Gimnaziul Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Lucian Blaga, două grădinițe, Școala Profesională, Școala de Muzică, Academician Gheorghe Mustea, Școala Sportivă, Școala de Arte Plastice Nicolae Moisiei, Biblioteca Publică Vasile Alexandrii, Centrul de Cultură, Centrul de Creație al Copiilor. Orașul este originea multor personalități marcante din diferite domenii. Voi numi câteva din ele. În domeniul politicii, Lev Trotsky, Igor Corman, Lev Weinboim, Daniel Filmus, Robert Baditer. Din domeniul muzicii, cinema, Gheorghe Mustea, Valentin Dânga, Valeriu Găină, Anatol Roșcovan, Natalie Portman, Dara, Angela Cabac-Roșcovan, Costi Burlacu, Sergiu Țurcan și mulți alții. Din domeniul apărării, Gaufman Mihail, Victor Iagun. Din domeniul artelor, Eleonora Romanescu, Nicolae Moisei, Constantin Botezatu, Alex Morgoci, Ion Rotaru și mulți alții. Din domeniul literaturii, Menachem Weinboim, Ghenadie Postolache, Diana Burlacu, Boris Druță, Noe Rotaru sunt doar câțiva.
oameni de știință, Boris Găină, Beniamin Kogat și alții, medicină, Vladimir Hotineanu, Boris Sasu și încă mulți alții, din domeniul sportului, Ion Gheorghean, Ion Iliescu, Diana Nastas, Gennadie Bitco, Cristianu Badă și încă mulți, mulți alții. Din domeniul economiei, Dumitru Roșcovan, Mihail Roșcovan, Viorel Roșcovan și alții. Vă așteptăm oricând doriți în Telenești, cu bucurie și cu mult drag!